Dacă așteptați de undeva o veste, poate eu sunt mesagerul acelei vesti. Am folosit cărțile de tarot în acest sens. Dacă doriți mai multe, găsiți sus un canal de YouTube pe care găsiți mega etalări sau orice alt tip de horoscop, inclusiv despre dragoste, dacă ăsta este subiectul. Dar poate nu vorbim doar de dragoste. Să vedem ce apare în cărțile de tarot pentru perioada imediat următoare pentru unii dintre cei care mă urmăriți aici. Interesant. Cavalerul de bâte, turnul și asul de bâte întors. Urmează să începeți ceva cu mult elan sau poate sunteți în desfășurarea unui proiect, da, poate e deja început lucrul ăla, dar veți ajunge într-un moment de turn în care acțiunea aia, proiectul ăla, calea aia pe care mergeați, o să necesite o mare schimbare, poate chiar renunțare, gata, moare aici povestea asta. De ce? Ca să o luați de la capăt. Ceva care a necesitat consum energetic foarte mare, iată, bâte, deci de două ori bâte. Deci ați depus foarte multă pasiune, dorință, voință, energie în acel proiect, care poate să fie vorba de orice, inclusiv de iubire, o relație în care ați investit enorm, dar care ajunge la faza asta de turn sau o acțiune profesională sau un proiect la serviciu sau o afacere, ceva care a consumat resurse colosale de ambiție și energie din punctul vostru de vedere, timp, bani, tot ce e necesar. Dar pe semne că vine faza asta a turnului când totul se dărâmă sau mă rog până la un anumit punct și trebuie refăcut, regândit totul pe un alt, pe o altă stratagemă, cu o altă, alt consum energetic decât înainte. Punct și de la capăt, cu alte cuvinte. Dar bine, pentru că repornește totul. Ce-i drept, este un as întors acolo. Semn că este o renaștere, este un nou început, dar schimbând total stratagema, nu mai mergeți pe aceeași idee, pe aceeași schiță a arhitectului inițial, altceva, alt mod de a iubi în cazul în care e vorba de o relație, alt mod de a munci în cazul în care e vorba de ceva la serviciu, deci se cere o transformare totală a planurilor inițiale în altă direcție, dar mergând totuși către același cel, celul tot dorința voastră de succes, de reușită este, dar nu pe aceeași cale. Gândiți ce trebuie schimbat, cum trebuie repornit totul aceluiași proiect și veți ajunge de data asta la succes. Cu răbdare!